Un program care seamănă invitație pentru cei care iubesc literatura și întâlnirile cu oameni deosebiți. Asta pentru că, după apariția numărului 2 al jurnalului de literatură, joi urmează o șuietă literară cu scriitori deosebiți. Vineri vom întâlni al 16-lea volum din colecția Biblioteca Giurgiuveană, iar luni urmează o lansare de carte la Giurgiu, după un itinerar ce cuprinde 40 de biblioteci. Joi, la ora 12, avem bucuria unei întâlniri cu câțiva dintre reprezentanții de seamă ai presei românești de ieri, de azi și probabil că și de mâine. Avem bucuria să avem în mijlocul nostru la o dezbatere, la o șuietă, dacă vreți, cu gazetarii giurgiuveni și cu toți iubitorii de presă, cei care vor să înțeleagă faptul că presa înseamnă nu numai informație, ci și talent. Avem bucuria să-l întâlnim pe scriitorul Neagu Droiu. La întâlnire vor mai participa poetul Nicolae Dan Fruntelată, publicistul și scriitorul Ion Andreiță și publicistul Ovidiu Marian. Luni 30 martie urmează o altă întâlnire interesantă cu regizoarea și scriitoarea Cris Simion, care va lansa la Giurgiu romanul 40 de zile. Vor fi prezenți și editorii de la Editura 3 din București, deci este indiscutabil un eveniment cultural de marcă. Cris Simion, având în vedere că romanul ei se numește 40 de zile și a dorit să facă 40 de vizite în 40 de biblioteci județene din țară pentru a-și lansa cartea, noi suntem o parte a acestui turneu pe care scriitoarea îl face prin țară. Așadar, primăvara literară a demarat. Următoarea întâlnire are loc joi 26 martie la ora 12. Porțile bibliotecii sunt deschise.